Restructurări la primăria municipiului Drobeta-Turnu-Severin, Marius Creciu a anunțat că urmează o reorganizare drastică a posturilor din cadrul primăriei severinene. Invitat la emisiunea Față în Față, edilul a anunțat că vor urma concedieri. De asemenea, polițiștii locali de la birouri sunt invitați să coboare în stradă. La capitolul taxe și impozite, severinenii pot sta liniștiți. Marius Creciu a precizat că taxele și impozitele locale nu se majorează în acest an. Primarul Marius Creciu a declarat că vor urma concedieri și desfințări ale posturilor din cadrul instituțiilor subordonate primăriei Drobeta-Turnu-Severin. Astfel, Direcția de Patrimoniu Istoric și Turism Cultural trece în subordina Palatului Cultural, iar posturile de conducere și de execuție de aici se desfințează. Vom face reduceri de personal la primăria Drobeta-Turnu-Severin. În ce sens și de unde veți reduce? Vom reduce, în primul rând, posturile care le avem liber, o parte din posturile pe care le avem liber. Ne vom reorganiza cu o parte din instituții. Direcția de Patrimoniu și Istorie Culturală va fi desfințată, de fapt va fi reorganizată și va trece sub teatru, da, sub Palatul Culturii, în subordinea Palatului Culturii. Vom reduce de aici posturile de conducere, vom reduce posturile care țin de contabilitate, pentru că vor avea din partea cealaltă aceeași structură de conducere. O parte din angajați, vom crea o structură, rămân în primărie. Sau eu doresc să rămână cumva în primărie, să-i ajut. De asemenea, Marius Creciu a anunțat restructurarea posturilor din cadrul primăriei. O reorganizare va avea loc și la poliția locală, unde cei care lucrează la birouri sunt invitați de edil să coboare în stradă. Spuneam de poliția locală că adică am discutat la începutul anului posibilitatea de a aduce cât mai mulți oameni în stradă, în relația cu cetățeanul. Și avem o zonă de monitorizare video pe care eu nu consider în momentul acesta oportună, în sensul în care am, cred că, vreo 8 oameni care funcționează sau 9 pe zona aceasta, opresc 2 să iau la nivel general și restul ceilalți trebuie să iese în stradă. Pentru că pe monitorizare video ai înregistrări, ai nevoie de o înregistrare, te duci, apeși verifici, da? Nu poți să țin oameni. Plus, oameni care în momentul acesta își, tot la poliția locală, își găsesc cu greu zona de lucru. Marius Creciu a spus că taxele și impozitele locale nu se majorează, în ciuda faptului că bugetul local a scăzut considerabil.